Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei Epifanie Norocel a fost înmormântat astăzi în Catedrala Arhiepiscopală într-o slujbă impresionantă, oficiată de Preafericitul Patriarh Daniel, eveniment care a durat 5 ore. Sute de preoți au participat la înhumarea celui care a condus episcopia și apoi Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei timp de 30 de ani. Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Arhiepiscopul Epifanie, fratele nostru, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală săvârșită cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă Lui. Dumnezeu să-L iubim. În cuvântarea sa, Patriarhul Daniel și-a exprimat aprecierea pentru un al preasfințitul Epifanie Norocel, considerându-l unul dintre cei mai importanți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. Părintele Arhiepiscop Epifanie rămâne în memoria noastră ca fiind un ierarh misionar, un păstor harnic și un dinamic slujitor liturgic. Prin fidelitatea sa față de credința vie, tradiția liturgică și canonică a Bisericii Ortodoxe, fiind în același timp un bun iconom și un om darnic. La acest moment de mare tristețe pentru Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, în numele ierarhilor Sfântului Sinod și al nostru personal, adresăm familiei îndurerate, clerului, viețuitorilor din mănăstiri și credincioșilor îndoliatei Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, părintești condoleanțe, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul cel veșnic, să așeze sufletul vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Epifanie, fratele nostru, în lumina, pacea și iubirea preasfintei trăimi, prin ceata sfinților săi slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia Mântuirii și a vieții veșnice, veșnica lui pomenire din neam în neam. În toamna anului 2009, Patriarhul Daniel a oficiat slujba de sfințire a Catedralei Arhiepiscopale, atunci când l-a ridicat la rang de arhiepiscop pe înalt preasfințitul Epifanie Norocel. Astăzi avea să revină la Buzău în același lăcaș sfânt, dar cu o ocazie nefericită. Patriarhul Daniel a reamintit că pentru ierarhul buzoian, Catedrala Arhiepiscopală era ctitoria de suflet. Ctitoria de suflet a înalt preasfinției sale este însă această nouă Catedrală Arhiepiscopală din Buzău, cu hramurile Înălțarea Domnului și Sfinții Trei Ierarhi, unde și-a pregătit din vreme locul de veci într-o așteptare a învierii celei de obște. Spre finalul slujbei de înhumare, 10 preoți au purtat pe brațe sicriul cu Epifanie Norocel în jurul Catedralei Arhiepiscopale, moment specific unei procesiuni întinate unui monah. Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a fost înmormântat apoi în mormântul pe care însuși Epifanie Norocel l-a pregătit după construirea catedralei. După terminarea slujbei, zeci de onoriași au putut intra în catedrală pentru a atinge mormântul formându-se un pelerinaj ad hoc. Arhiepiscopul Epifanie Norocel a încetat din viață luni seară, în drum spre mănăstirea Braz din Vrancea, în urma unui edem pulmonar pe fondul unor afecțiuni cardiace mai vechi.